Ziua 93 din Otto slăbește sezonul 5, singura transformare documentată live din lume cu toate mesele și cântarul oficial. O începem de la 115,1 kg. Haideți să vedem ce mănânc și azi la deficit caloric, să slăbesc și să pun masă musculară în același timp. S-a făcut ora 12, eu m-am trezit de o oră și am pregătit aici prima masă pe ziua de astăzi. Avem un platou românesc, un platou țărănesc, un platou câmpenesc, cum se zice. Alcătuit din 30 de grame de slăină afumată, aceasta are 650 de calorii pe 100 de grame. Deci slăinuța asta care o vedeți aici are 200 de calorii. Lângă am pus 50 de grame de brânzică telemea de țară, 100 de grame de ceapă verde de la mine din solar, 2 fierte de la mătușica mea de la țară și 100 de grame de roșii. Iar lângă mai avem un colț de pâine din ăsta foarte moale, care are 85 de grame. Imediat urc clipul ăsta și apoi intru pe live să mâncăm împreună. Pentru că doar aici puteți vedea singura transformare documentată live din lume cu toate mesele. Te aștept pe live să vezi dacă sunt băiat cu minte și termin tot de mâncat din farfurie. Am dedus două comenzi în oraș, în Râmnicu Vâlcea, la clienții mei acasă. Prima comandă este formată dintr-un fagure, un cimbrișor de munte la 1 kg, o miere de mană la 1 kg și 4 siropuri. Unul de cătină, unul de mugur de pin, unul de ghimbir și unul de merișor. Toată comanda asta este 200 de lei. Și lângă avem o comandă mai mică de 65 de lei, polifloră la 1 kg și o miere de tei la 1 kg. 35 de lei, 29 de lei, 60 de lei, 35 de lei și siropurile 25 de lei fiecare. Toate produsele sunt premium, 100% naturale, produse de părinții mei și de mine. Nimeni din afara familiei nu atinge aceste produse. Dacă vrei să ne susții mica afacere de familie, poți comanda de pe site-ul nostru mieretvo.ro oriunde în țară, iar coletul vine la dumneavoastră acasă în 48 de ore prin curier rapid și plata se face ramburs după ce intrați în posesia coletului. Vă mulțumesc frumos, o zi dulce vă doresc! S-a făcut ora 5, iar pentru a doua masă pe ziua de astăzi am cântărit aici 100 de grame de carne de curcan. Aceasta are 160 de kilocalorii. Și acum o să venim cu ciorbiță până la 500 de grame. Am pus și ciorbița, avem 400 de grame de ciorbiță care are 30 de calorii pe 100 de grame. Avem foarte multe legume aici, vedeți că nu este grasă absolut deloc. Nu s-a folosit grăsime la ciorbiță și la nicio mâncare gătită nu se mai folosește grăsime. Și încă o chestie foarte importantă, să vă cântăriți carnea separat. Carnea din ciorbă, din mâncărurile gătite, trebuie cântărită separat în funcție de tipul de carne și câtă carne vă puneți la fiecare bol, la fiecare porție. Caloriile pot să difere foarte mult. Și astfel nu aveți control absolut deloc asupra caloriilor. Deci neapărat carnea cântărită separat. Lângă mai avem 3 feluțe de pâine prăjită de 34 de kilocalorii fiecare, de la Molino Bianco. Și ca desert avem un baton fitness cu ciocolată de 87 de kilocalorii. Acum editez repede clipul, îl urc și vă aștept live pe TikTok să mâncăm împreună, pentru că doar aici vedeți singura transformare documentată live din lume. Haideți, vă aștept pe live să vedeți dacă sunt băiat cu minte și mănânc tot din farfurie. S-a făcut ora 9, iar pentru a treia masă pe ziua de astăzi am cântărit aici 250 de grame de cartofi congelați în starea lor congelată și uitați acum cât au mai rămas, 136 de grame. Sunt cartofi din aceștia congelați care au doar 53 de kilocalorii pe 100 de grame. Ia uitați aici, 53 de kilocalorii pe 100 de grame. Și acum o să venim cu cărnița din asta de porc slabă, două bucăți din astea mari de cotlet de porc. Ia să vedem cât au. Deci de la 135 la 261 de grame. Cărnița asta în starea ei gătită, fără ulei, are 200 kilocalorii pe 100 grame. Acum am venit și cu 20 grame de maioneză cu usturoi din asta de la Univer, care are 370 de kilocalorii pe 100 grame. Voi mai pune și ketchup din asta la minut dulce, care are 30 de kilocalorii pe 100 grame, adică pe ăsta nici nu-l calculăm, ăsta putem să punem mult. Și gata, asta este masa. Eu intru acum pe TikTok, pe live, să mănânc împreună cu urmăritorii mei, pentru că doar aici vedeți singura transformare documentată live din lume, cu toate mesele. Ceva ce nu s-a mai făcut și nu o să se mai facă într-o mie de ani. Așa că te aștept pe live să vezi dacă sunt băiat cu minte și termin tot din farfurie. S-a făcut ora 12 noaptea, iar pentru a patra masă pe ziua de astăzi avem 500 de grame de mâncărică de dragavei, adică ștevie, din care 100 de grame reprezintă cărnița de porc slabă, care are 200 de kilocalorii în varianta ei gătită, iar 400 de grame reprezintă mâncărica de ștevie, care are 20 de kilocalorii pe 100 de grame. Foarte, foarte puțin. Bineînțeles că nici în mâncărica asta nu s-a folosit ulei adăugat sau grăsime adăugate absolut deloc. Și vă sfătuiesc și pe voi să mâncați mâncare gătită, însă să nu mai puneți ulei sau grăsime în mâncare și să folosiți
proteină slabă. Atât de simplu este. Mâncarea gătită este foarte bună, foarte slabă în calorii pentru că are foarte multe legume și apă. Iar lângă avem două feliuțe din astea de pâine de la Molino Bianco integrală, care au foarte multe proteine și fibre, iar o feliuță are doar 34 de kilocalorii. Și ca desert avem un baton fitness cu ciocolată de 87 de kilocalorii. Lângă avem Pepsi Max, 0 zahăr, 0 calorii, 0 probleme, bineînțeles. Iar eu o să intru acum pe live pe TikTok să mâncăm împreună, pentru că doar aici vedeți ceva inedit și anume singura transformare documentată live din lume. Ceva ce nu s-a mai făcut niciodată și nu o să se mai facă în următorii 1000 de ani. Așa că haideți pe live, vă aștept acolo să vedeți dacă sunt băiat cu minte și mănânc tot din farfurie. Și cu masa asta închem și ziua de astăzi. A fost o zi extraordinar de bună. Un deficit caloric făcut ca la carte, cu foarte multe mese pline de vitamine, minerale, pline de legume, echilibrate, cu proteină slabă, cu carbohidrați, deci absolut toate grupele alimentare la fiecare masă. Foarte multă mâncare sănătoasă, mâncare gătită, mâncare tradițională, dar și deserturi, atenție, am avut și lucruri dulci. Am avut și slăninuță dimineață. Cam așa trebuie să arate un deficit caloric executat cum trebuie, un deficit caloric echilibrat și sper din tot sufletul meu să învățați foarte multe lucruri din clipurile acestea. Sper să vă motivați, sper să slăbiți, sper că vă inspirați din mesele mele pentru că sunt foarte, foarte sănătoase. Trebuie doar să ajustați gramajele în funcție de greutatea voastră, bineînțeles, și de caloriile pe care le aveți voi să fiți în deficit caloric. Deci, efectiv, vă dau mură în gură, este absolut gratis și oricine poate să slăbească singur uitându-se la aceste clipuri. Vă rog frumos, nu mai îmi puneți întrebări în privat pentru că nu pot să vă răspund tuturor, nu pot să vă dau numărul meu de telefon tuturor dacă vreți să colaborați cu mine, costă 500 de euro pentru 2 luni. În rest, dacă aveți întrebări, vă rog frumos să le puneți în comentarii la clipuri. Dacă apreciați aceste clipuri, vă rog frumos să dați un like la ele și să urmăriți profilul meu, pentru că doar aici vedeți singura transformare documentată live din lume, cu toate mesele și cântarul oficial în fiecare zi, ceva unic ce nu s-a mai făcut niciodată și nu o să se mai facă în următorii 1000 de ani. Până data viitoare, nu uitați să mâncați sănătos, să faceți mișcare și să consumați produse apicole, pentru că sunt foarte importante pentru corpurile noastre.